Zilele lui Vladimir Putin sunt numărate. Nu mai scapă. S-a anunțat dezintegrarea Rusiei. Alexander Etkind, un celebru profesor de istorie din Rusia, a vorbit recent despre războiul actual din Ucraina și despre resursele materiale ale Kremlinului, pe care le folosește continuu pentru a continua agresiunea militară din țara vecină într-un inveriu recent, Alexander Etkind a explicat clar că războiul actual din Ucraina este un război imperialist și revanșart. Resursele sunt importante pentru că, fără ele, nu ar exista puterea și mijloace de război. Dar aceste resurse se află în Siberia de vest, nu în estul Ucrainei. Rușii nu au nimic de împărțit acolo în afară de orgoliul puterii care se dărănit. Este un război imperialist, dar de un tip special este de asemenea un război revanșart. Diferența constă în faptul că Rusia nu invadează pământuri noi și necunoscute, ci pe cele despre care conducătorii săi cred că le-au aparținut cândva. Iar economia bazată pe exploatarea resurselor naturale le permite să facă acest lucru, le oferă bani și oameni pentru a face acest lucru. Aceasta este natura răului, a afirmat recent intelectualul rus. Se anunță dezintegrarea Federației Ruse. Profesorul nu se ferește să vorbească despre dezintegrare atunci când se referă la viitorul Federației Ruse. În cazul colonizării interne, este vorba de prăbușirea Imperiului. Acesta este modul în care s-au dezintegrat Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Rus. Acesta este modul în care s-a dezintegrat Uniunea Sovietică. Același lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, și cu Federația Rusă, a spus acesta.